criminalii care au îngrozit România. Aflăm că erau depresivi și dependenți de medicamente. Asta arată rezultatele cercetărilor specialiștilor care se ocupă de aceste dosare. Vorbim de crima de la grădiniță și de cea de la coafor, cărora le-au căzut victime două femei nevinovate. Roxana Ciuc are mai multe informații pentru noi. Roxana, vom găsit. Dă-ne toate detaliile, te rog. Da, Bună ziua, Sabina. Bun găsit, doamnelor și domnilor. Sunt iată informații în exclusivitate pe care le-am obținut vis-a-vis -vis de cele două crime care ne-au zguduit, așa cel puțin în ultima perioadă. Vorbim așadar de crima din coaforul de la Titu, atunci când un militar a intrat peste soția acestuia și a înjunghiat-o și, de altfel, nenorocirea de la grădinița din sectorul 2 de săptămâna trecută, când, la fel, un soț ce nu a respectat ordinul de restricție și-a înjunghiat nevasta în biroul de la grădiniță. Potrivit informațiilor pe care am reușit să le aflăm, cei doi bărbați erau sub tratament, erau depresivi, se tratau și mai mult decât atât le-au spus procurorilor în momentul în care au dat declarații când au ajuns la parchet faptul că nu intenționau să-și omoare iubitele, intenționau să respecte ordinele de restricție, ci au vrut să-și pună capăt zilelor chiar ei. În momentul în care Botan a ajuns la grădiniță în biroul soției sale, acesta a scos obiectul cu care și-a atacat nevasta, l-a îndreptat către el, iar apoi au început certurile între cei doi. Sunt până la urmă de văzut și rezultatele expertizelor pentru că urmează ca militarul să fie dus la expertiză, așa ne spune și procedura și a cerut și el a fost de acord cu acest lucru, cel mai probabil săptămâna viitoare viitoare va fi scos din arestul de la Dâmbovița și va fi dus la Institutul de Medicină Legală pentru efectuarea acestei expertize. La fel se va întâmpla și cu cazul lui Botan, iar aici aș mai adăuga faptul că procurorul de la parchetul de pe lângă Tribunalul București a mai anexat la dosarul cauzei și dosarul pentru loviri și alte violențe în ceea ce privește pe acesta, din luna noiembrie, atunci când și-a bătut soția, aceasta a luat imediat ordin de restricție și Sabina două luni de zile a dormit botan în mașină ca să se chinuie singur, să își provoace singur suferință pentru că și-a și lovit iubita. Mulțumesc foarte mult pentru informații, Roxana, în direct cu noi este Dan.